2024 cred că este anul cu cele mai multe provocări pe care l-a avut aeroportul din Craiova. Asta datorită faptului că sunt activități pe toate planurile, să zic așa. Din punct de vedere al începutului de an, este o pregătire a actualului terminal pe care îl avem pentru intrarea în spațiul Schengen, Schengenul aerian, de la sfârșitul lunii martie. Trebuie să refacem fluxurile atât pe sosire cât și pe plecare, astfel încât pasagerii Schengen și non-Schengen să nu se întâlnească. În toată această perioadă este un an în care până la sfârșitul lunii septembrie ne dorim să terminăm de implementat proiectul care are ca și principal obiectiv un nou terminal și lucrările avansează pe zi ce trece acolo, dar și un an din punct de vedere al traficului de pasageri, la fel, care, la fel cu o provocare, datorită faptului că întreaga industrie este oarecum, nu știu cum să spun, tulbure, poate e cuvântul bine spus, datorită faptului că, de exemplu, avioanele Airbus sunt obligate ca pe parcursul anului acesta să treacă printr-o mentenanță amănunțită și atunci nu vor mai fi la fel de multe avioane disponibile să se poată da curs tuturor cererilor, lucru care se întâmplă și la noi, se întâmplă pe toate aeroporturile din România. Compania care operează și la noi a redus frecvența pentru o perioadă limitată de timp, începând de chiar astăzi, deci din 16 ianuarie. Cred că undeva la două luni și jumătate, cel puțin, asta ne-au anunțat până acum, dar în funcție de cât durează această mentenanță la avioane, vor veni cu noi clarificarea datelor la care se repun în vânzare biletele pentru cursele care au, pentru zborurile care au fost scoase din sistem. În același timp, nu putem să stăm doar într-o companie și discuțiile avansează cu mai multe companii și cred că în perioada următoare suntem în posibilitatea să anunțăm un nou operator care să își bazeze un avion aici și care să facă parte din cursele la care s-a renunțat de către operatorul pe care îl avem în prezent, dar și curse noi, curse destinații în principal solicitate de olteni și mă refer la sudul Italiei, mă refer la alte destinații în zona Spaniei, Marea Britanie. Sunt mai multe oportunități pe care le discutăm chiar în aceste zile să deschidem noi zboruri. Ce îmi puteți spune despre destinațiile pentru sezonul estival, chiar dacă suntem la început de an? Omul gospodar, iar n-aș face car și vara sani. Același lucru se întâmplă și în acest domeniu. Sunt aceleași destinații pe care le-am avut în vara anului trecut. Cred că frecvența este una mai mare. Avem Antalya, cred că undeva la 4-5 zboruri pe săptămână, Rodos, Creta și Tunisia, Monastir, sunt deja tradiționale pentru aeroportul internațional Craiova și, așa cum spuneam, frecvența lor este mai mare ca anul trecut datorită faptului că și anul trecut și cred că și anul acesta cererea este mult mai mare decât oferta. Vorbeam chiar de dimineață cu mai mulți colegi de la mai mulți prieteni din agențiile de turism și mare parte dintre perioade sunt deja vânduți în sold out în perioada verii. Vă gândiți să și extindeți, să veniți cu noi destinații, poate? Noi ne dorim să venim cu noi destinații. Noi putem doar să propunem către agențiile de turism sau către tur operatorii în cazul acesta sau către operatorii aerieni să ne dăm cu părerea. Putem să sprijinim rute noi, dar să le alegem noi, din păcate, nu putem.